România în direct la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca BCR. Da, nu vă spun bancul la începutul emisiunii. Poate dacă mai am timp la final, asta pentru că nu vreau să duc în derizoriu această dezbatere, care e una foarte serioasă, să știți. România, fără fondurile europene, pe care și așa le ia într-o măsură destul de mică, ar da faliment ca țară. V-am explicat la pastila Busy Day, am scris și pe site-ul moise.ro, e suficient un anunț în acest sens de la Comisia Europeană și dăm faliment nu pentru că nu mai primim fondurile europene, ci pentru că nu ne mai ne cresc dobânzile, ne sare în aer cursul, adică statul român nu se mai poate nici finanța din împrumuturi dacă nu mai primește fondurile europene. De ce? Pentru că statul român nu există în momentul de față fără fondurile europene. Să știți, în România nu se mai fac de ani buni investiții decât cofinanțări de la statul român pentru fondurile europene. Aceasta este țara noastră și, bineînțeles, programele de dezvoltare locale inventate de Udrea și preluate de Liviu Dragnea, care înseamnă, de fapt, în cele mai multe cazuri, niște șpăgi. Toată lumea știe acest lucru. Sunt alte reguli, ar trebui și acolo să se aplice regulile europene, dar nu se aplică. Bref. Șeful Comisiei Europene a anunțat ieri faptul că următorul buget al Uniunii Europene va fi condiționat, sau mai bine zis, se vor putea tăia fondurile europene acolo unde, în țările în care nu este respectat statul de drept. Propunerea a fost primită cu aplauze de cei mai mulți dintre parlamentarii proveniți din țările finanțatoare, cele din vestul Europei, țările mari, care mai mult aduc bani la bugetul Uniunii decât primesc, și cu rezerve în cazul României sau chiar cu ostilitate în cazul Poloniei, nu mai vorbim de Ungaria. A fost o intervenție foarte interesantă în Parlamentul European în care un om a zis, bă, știi ce, dacă vor să cheltuie bani europeni, trebuie să respecte, nu, valorile europene. Democrația este una dintre ele. Nu există democrație fără respectarea statului de drept. Acum, venind mai la noi și la problemele noastre, de care tot tragem de niște ani de zile, astea cu subordonarea justiției, să știți că acest concept al statului de drept este un pic mai larg decât, el îl implică, bineînțeles, pe cel al independenței justiției, dar este un pic mai larg decât atât. Adică respectarea drepturilor omului este o altă componentă și care e importantă. Nu mă refer la toate prostiile debitate seară de seară pe toate televiziunile care cred că România este în perioada stalinistă, că procurorii sunt ca în anii 50 în România, dar mă refer la niște realități foarte concrete de necontestat, și anume că în România sunt foarte mulți condamnați care primesc de la CEDO, de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dreptul de compensație de la statul român, pentru că statul român respectă niște standarde în penitenciare, respectiv alocarea 4 metri pătrați pe deținut. Există o retorică publică foarte activă de niște ani de zile, că de ce, doamne, să cheltuim atâția bani cu deținuții când am putea să alocăm banii pentru copii, de exemplu, dar observați faptul că exact interesul parlamentarilor sau politicienilor din România de a-și acorda amnistii și grațieri lor și alor a făcut ca această realitate să nu se schimbe. Nu s-au făcut pușcării noi, nu s-au reamenajat închisori în foste unități militare, se puteau găsi o grămadă de soluții. Nu s-au găsit de ce? Că ne costă. Nu e chiar așa. Se puteau face și pe bani mai puțin dacă nu exista acest interes al politicienilor de a-i ține pe deținuți în niște condiții inumane și neeuropene, tocmai pentru a avea ei pretexte ca să-și dea tot felul de legi de protecție a penalilor în Parlament. Dar asta e o altă discuție. Realitatea nu poate fi negată. Și realitatea este grozavă pentru România. România chiar riscă să rămână fără fonduri europene, unu, dacă nimic nu se schimbă până în 2020, cum zice doamna, de fapt 2021, că e bugetul următor, sau dacă, și bineînțeles, dacă această măsură intră în vigoare. Vor exista ample dezbateri pe această temă. Probabil decizia se va lua la summitul de la Sibiu, atenție, găzduit de România, pentru că România va deține președinția Consiliului European anul viitor. Și va fi dramatic pentru noi ca exact în țara noastră și într-un moment în care România deține așa să se ia o decizie care după aia poate băga țara noastră în faliment. De aceea dezbaterea este una importantă și serioasă. Vă întreb,
ar trebui să susțină România poziția Comisiei Europene, delegare a finanțărilor europene de respectarea statului de drept? Suntem siguri că putem fi în această Europa care se redesenează acum și care va fi diferită de actuala Uniune Europeană? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment și să vă exprimați opinia. Bună ziua, Marius! Bună ziua, Moise, și felicitări pentru emisiune! Eu personal sunt de acord cu ceea ce vrea să facă Comisia Europeană, fiindcă e ultimul bastion care mai poate face ceva. Okay. Am ajuns cam la fundul sacului cu... Nu mai prea văd alte soluții și alte măsuri ca să se poată contracara asaltul acesta asupra justiției. Deci noi să ziceți, domnule, să ne oblige Uniunea Europeană pentru că noi nu suntem în stare altfel să facem nimic. Dacă nu ne putem civiliza altfel, să ne civilizeze ei, că altă soluție nu văd. Da, problema care o văd eu este că ei vor da legile acestea, ele vor intra în vigoare, pentru a-și curăța dosarele și a scăpa de condamnări și de astea, după care, fiindcă e din 2021, e timp suficient ca să o moaie și să revină la varianta pro-europeană. Vedeți că ei trag de amnistii și grațieri și modificările ale legilor penale din 2013. Suntem în 2018, de 5 ani încă nu au reușit să facă răul suprem. E adevărat însă că pe calea deciziilor curții constituționale... Eu așa văd, pentru că ei doresc un moment zero în care să se prescrie absolut tot și să o iasă albit la suprafață. Deci, noastră, conform logicii noastre, Marius, ar însemna că Dragnea, pregătindu-și cumva scăparea până atunci, ar putea să susțină, de exemplu, această propunere a Comisiei Europene. Bine, nu cred că îi convine, dar e un actor bun. Dar dumneavoastră credeți că România ar trebui, România ca țară, atenție, România ca țară e ceva mai mult decât Dragnea, încă e mai mult decât Dragnea. România, poziția României în aceste dezbateri din interiorul Uniunii Europene, care ar trebui să fie? Greu de spus. Dacă sunt niște oameni onești acolo, ar trebui să meargă pe varianta pro-europeană. Dacă sunt niște oameni doar supuși unor comenzi politice, vor merge contra. Am înțeles asta, asta e o analiză, dar dumneavoastră, dacă dumneavoastră ați fi factorul de decizie, Marius, care credeți că e varianta cea mai bună pentru România? Ce ar trebui țara noastră să susțină? Ce vreți dumneavoastră să susțină? Varianta pro-europeană. Vă mulțumesc. 0372069599. Nu că n-aș vrea să... Vreau să faceți aceste analize politice, dar aș vrea să vă spuneți și părerea noastră, cum e bine pentru țara noastră. Că analizăm ce ni se întâmplă. Dom'le, dar hai să ne mai și exprimăm, să spunem, băi, nu e bine așa, ar trebui așa, sau e bine așa, nu altfel. Bună ziua, Tiberiu! Bună ziua! Vă ascultăm! Sunt emoționat, nu am întâlnit niciodată la dumneavoastră. Să vorbiți cu emoție și mai tare un pic, Tiberiu. Eu cred că trebuie să se lege condiționarea acordării fondurilor europene de către respectarea statului de drept, pentru că ei nu merg doar la prima idee de a se elibera pe ei de niște vini, care îi spun că nu sunt adevărate, ci ei vor ca să poată fura în continuare, având acoperirea faptului că legile lor sunt altele decât ale Europei. Bun. Iar... Da. Continuați. Asta cred că își pregătesc. Dar ce garanție aveți dumneavoastră că dacă intră în vigoare o astfel de măsură, politicienii din România o să zică, băi, chiar ne pasă de această țară, nu vrem să o băgăm în faliment, ia să ne potolim. Păi nu le pasă, dar fi strângându-se robinetul, se termină cu banii negri, nu se mai poate fura atât de ușor. Ba nu, se termină doar cu banii europeni, nu cu banii negri. Da, dar sunt mulți bani negri care se fură și din banii europeni și uitați procesele în care îi spun că nu e adevărat. Sau statul român dă banii înapoi și îi spun că n-au făcut nimic greșit. Vestel, drumul și alte chestii. Că i-au făcut corect și că au accesat fondurile corect. Iar Uniunea Europeană spune că nu. Da, deci mecanismul actual de corecție presupune doar ca statul care a greșit iar ei n-au nicio răspundere. Să dea banii înapoi. Mai departe, ce face statul cu cine a furat banii e treaba statului respectiv. Exact, dar până la urmă noi plătim, nu? Dar dacă nu vor mai fi decât condiționate fondurile astea, probabil că lucrurile se vor schimba în mentalul colectiv și probabil că oamenii vor vedea că trebuie să se schimbe ceva când vin alegerile. Nu mai trebuie să-i lăsăm doar pe aceia care vor câștiga și care au
o majoritate, eu știu. Asta e o altă capcană interesantă. Începusem ieri puțin. N-ar trebui să mai plecăm la munte, n-ar trebui să mai plecăm la mare în ziua aia. Ar trebui să, nu știu. Să muncim. E foarte Tiberiu, important. Tiberiu, atenție. Deci, reintroduceți o temă în discuție pe care am abordat-o ieri, oarecum tangențial. Multă lume zice... N-am ascultat eu. Nu-i nicio vină asta, nu vă acuz de nimic, doar tocmai vreau să vă spun, da? Mulți zic, ia să nu mai aibă statul din ce să plătească salariile și pensiile și să vezi după aia bugetarii și pensionarii cum nu se vor mai duce să voteze pe cei care le promit creșteri. Nu cumva okay. E fals această, nu, acest ilogism? Nu, pentru că deocamdată românii votează pe baza morcovului și pe baza avantajului imediat, fără să se gândească la copiilor, la ceea ce va fi după, la faptul că noi pregătim. Da, asta zic și eu, de-aia vă zic că, da, atenție, repetăm mereu și mereu aceleași greșeli, adică nu e ca și cum ceva s-ar fi schimbat în ultimii 25 de ani. Da, dar nici n-au fost condiționate fondurile. Au fost date crezând că sunt niște oameni cinstiți aici. Vă mulțumesc pentru opinie. 0372069599. Încerc să iau cât mai multe telefoane. Alin, bună ziua! Bună ziua! Ce ar trebui, care ar trebui să fie poziția României în această problemă? În primul rând, sunt de acord cu ceea ce face Comisia Europeană. Poziția României ar trebui să fie de susținere, pentru că am intrat în Uniunea Europeană și n-am asumat niște principii atunci când am intrat. Da. Cred că este prea târziu ceea ce face, adică momentul nu este bun. Trebuia să facă mai devreme Comisia Europeană acest lucru, iar principalele state vizate sunt Polonia și Ungaria, după părerea mea. Pentru că acolo au intrat în vigoare niște legislații. În România sunt plimbate pe la curtea, încă mai plimbă Iohannis, mai tragem de timp. În România încă mai avem timp. Ok, deci poziția României ar trebui să fie de susținerea Comisiei Europene pentru că noi nu o să ajungem acolo. Nu neapărat că nu o să ajungem acolo, ci pentru că politicienii vin și pleacă, principiile rămân. Noi am intrat în Uniunea Europeană pe baza unor principii, populația a dorit acest lucru, s-a făcut un referendum. Nu mă interesează că la putere este un politician ca Dragnea, care este anti-european. În viitor pot veni alții care vor fi pro-europeni. Să știți că referendumul de intrare a României în Uniunea Europeană a fost indirect oarecum. A fost referendumul din 2003 ce modifica Constituția, iar acolo se scria, era scrisă inclusiv anumite schimbări de Constituție care intrau în vigoare după intrarea României în Uniunea Europeană. Iar referendumul respectiv a avut o mare cântare așa, adică s-a votat două zile, tras de oameni să vină de acasă să voteze, nu erau așa interesați de intrarea în Uniunea Europeană precum credem noi azi. Daniel, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Și eu sunt de acord și pro ca România să fie de acord cu Uniunea Europeană legat de partea fondurilor europene și de condiționarea acordurilor. Ne puneți triangul de gât, deci încă o dată nu înțelegem, parcă suntem nebuni și eu și dumneavoastră și toți. Deci, încă o dată, să fim conștienți de faptul că ne punem triangul de gât. Păi, ștreangul de gât, la urma urmei... Îl avem. Din păcate, poporul român, exact. Din păcate, poporul român învață doar cu cuțitul când ajunge la os sau cu, spuneai, cu ștreangul când ajunge chiar la gât și nu mai poți să respire. Însă, din păcate, știi cum văd eu lucrurile. Acum că e PSD-ul și se întâmplă nenorocirile care se întâmplă, în mare parte, eu zic că cel mai dramatic e pe partea economică, după care vine partea juridică, din punctul meu de vedere. Dar la fel a fost și înainte, adică și pe partea liberală cu fondurile europene, dacă stăm și ne gândim niște dosare care sunt acum implementate și pe partea când erau alții la conducere, a fost la fel în junglă, oamenii fiindcă nu au avut educația. Însă, în schimb, acum mai am niște oameni pe lângă mine care au niște firme de construcție în zona asta, în Ardeal. Așa. Cei care erau obișnuiți să fure ca hoții la drumul mare, cum e vorba pe lucrări care erau cu fondurile europene, nu se mai bagă. Sau dacă se bagă, își fac ofertele și calculațiile foarte exact încât să aibă profitul necesar fără să fie nevoie să mai fure. Da, pentru că România a trecut... La calitate. România, imediat după integrare, a trecut prin astfel de experiențe până de curând, până prin 2012, păi, dacă nu înșel. Exact. Da, s-au făcut niște corecții foarte mari, pentru că nu știau și credeau că alea se fură așa. Că, exact. Doar... Și acum și-au dat seama că cel mai ușor
sau cel mai greu de furat în lucrările cu statul e pe proiecte cu fonduri europene. Da. Cel mai ușor e de furat pe banii statului. Banii, da. Exact, care nu sunt finanțați sau nu au cofinanțare europeană. Da, așa este. Și atunci cei care fac lucrări acum pe fonduri europene, credeți-mă că le calculează și le execută foarte corect. Da, adică încă o dată. Cum ar trebui executate. Daniel, acestea sunt lucruri, sunt lucruri de domeniu evidenței, dar dacă ce a împiedicat statul român să introducă regulile de licitație, de licitare și nu numai, și de urmărire a lucrărilor în toate proiectele publice, astea care sunt cum sunt pe fonduri europene. Să știți că acolo interesul. Da. Interesul. Șpaga, oamenii care poate la urmă urme nici nu mai calculau câte șpagă, dar știau că Daniel, încă o dată, și dacă nu mai luau, erau bolnavi. Da, domnule, dar a venit femeia aia de la DNA de 100 de ori și a zis, vedeți că e o problemă cu procedurile de atribuire a licitațiilor publice. Dacă nu schimbați aceste proceduri, o să tot vedeți cătușe, până la urmă s-a întâmplat altfel decât ne așteptam. S-a făcut în ultimul timp. Da, dar până la urmă, vedeți, noi ne așteptam ca lucrurile să se corecteze și când colo au schimbat codul penal ca să nu mai poată să le pună cătușele. Adică nu ne așteptam la acest tip de evoluție. Astăzi, noastră, ziceți, ia să vină, domnule, europenii și să ne pună cătușele, zicem, așa, figurat, adică să ne taie bani. Cătușele nu. Să vedeți că asta o să ne oblige. Iar eu vă spun, domnule, adică ne obligă, dar mai degrabă vom da faliment ca țară, cu cine știe ce consecințe, decât să se schimbe ăștia, ceva în mentalitățile lor și în intențiile lor. De-aia zic că e periculos. S-ar putea să ai dreptate, pentru că dacă ne uităm, sunt anumiți oameni tineri care au intrat în politică, gen prin PNL, care au venit din sau au stat prin străinătate și acum au fost băgați pe niște liste de deputați sau senatori sau USR, care, din păcate, la urma urmei ajung să se complacă în aceeași mizerie. Nu știu la cine vă referiți, dar dacă dumneavoastră ziceți, e opinia dumneavoastră. Mă rog, în fine. Da. Bine, mulțumesc, Daniel. 0372069599. Încă o dată. Noi, ca națiune, trebuie să dezbatem acest pas. El este important. Eu mi-amintesc de exemplu, uite, e oarecum o paralelă. Cred că era 2011 sau 2012, după criza grecească, sau poate chiar 2013, că era Ponta prim-ministru, când Traian Băsescu a intrat în celebrul acord pentru, cum să-i zic eu să înțeleagă toată lumea, pentru ținerea sub control a deficitului bugetar. Celebrul MTO de la Cotroceni, dacă mai țineți dumneavoastră minte, ăla care nu te lasă să treci peste limită și se calculează în funcție de PIB-ul potențial, o complicățenie întreagă. Și atunci eu m-am bucurat și am zis, Doamne ajută că nu ne mai fură ăștia viitorul copiilor împrumutându-se fără limite ca să-și spargă banii. M-am înșelat. S-au găsit până la urmă modalități de a face aceste lucruri. Bună ziua, Mihai! Bună, Moise! Mă bucur pentru tema acestei emisiuni. E un lucru grozav și bun de discutat pentru cei care au urechi să audă. Ideea e în felul următor. Eu, dacă aș fi să decid în numele poporului român, aș fi cu toată inima pentru această măsură adoptată de Uniunea Europeană. Să nu dai bani pentru cei care nu-i merită. Ori lucrul acesta ar trebui să fie un semnal foarte important pentru toți românii, atât pentru cei din mediul de afaceri public sau privat, pentru cei care sunt simpli cetățeni. E o chestie care, numai dacă nu vrei, n-o vezi. Nu poți să te dezvolți fără să ai bani. Nu poți să ai bani fără să ai dorința de a-i folosi cum trebuie. Ori lucrul acesta ar trebui să schimbe mentalitatea și în domeniul politic, cât și în domeniul celor care fac afaceri. Nu contează tipul lor de afaceri. Să știți că acest tip de regulă există și în momentul de față, dar ea se aplică, cum spuneam, foarte punctual. În momentul în care le rezultă lor că ai o problemă cu felul în care ai făcut niște licitații, banii respectivi statul român îi dă înapoi. Se face corecție, așa se cheamă. Da, e o chestie, dar nu suficientă. Deci acum vorbim de situația în care o țară nu respectă drepturile omului, în care vine și subordonează justiția. Mă înțelegeți? Adică pasul următor în care noi
putem intra în condițiile în care nu ne aliniem la standardele europene este cel pe care l-ai pus în tema emisiunii. Vom intra în colaps. Vom intra în incapacitate de toate, și ne dorim asta? Toate domeniile. Ne dorim asta? Înseamnă foarte mult. Înseamnă o trecere în istorie, pierderea atâtor ani pentru care noi ne-am crezut într-o lume altfel decât cea dinainte. De fapt, acest regres se va vedea nu acum pentru generația noastră, ci pentru generațiile care vor veni. Marele păcat este că deja este o generație deja formată de la Revoluție încoace, care nu știu pe ce lume sunt. Foarte mulți dintre ei au început să apară șomeri cu diplomă. Sunt oameni, mulți dintre ei, analfabeți, pe care noi nu-i mai putem angaja. Sunteți patru. Trebuie să ne chinuim. Sunteți și marele păcat. Da, așa este. În aceste condiții, bine întrebarea, pentru noi care suntem oameni de afaceri, pentru că și eu am o mică afacere, nu e foarte mare. Mă chinui din 2001 să o duc la un nivel mult peste ceea ce fac semenii noștri, dar cu devotament, dăruire și cu foarte mult profesionalism. Pentru asta trebuie să înveți, pentru asta trebuie să îți dedici din timpul tău liber să faci foarte multe lucruri. Ok, Mihai, deci dumneavoastră spuneți că sunt niște generații, dar poate că sunt oameni care atunci când au devenit majori, deja România era în Uniunea Europeană, care nu înțeleg și nu știu cum era înainte ca România să fie în Uniunea Europeană, inclusiv în domeniul acesta al justiției. Și dumneavoastră ziceți, ar trebui să vină Uniunea Europeană și să zic că vă băgăm în faliment. Fraților, nu faceți ce trebuie. Marele păcat este altul. Da. Nepăsarea noastră a tuturor celor mulți cu ceea ce se întâmplă cu aleșii noștri a dus în timp la această cloacă politică care ne dirijează nouă destinele. Și marele păcat este că cei mulți care pot să schimbe situația nu se duc la vot, dacă mâine s-ar face voturi. Iată, deci... S-ar face alegeri anticipate, o să vedeți aceeași nedumerire care... Nu sunt convins că e chiar fost... așa, Mihai, dar uite, poate. Răspunsul dumneavoastră mă face să întorc întrebarea. Și dacă această poziție a Uniunii Europene va crește euroscepticismul, inclusiv în România, că și așa e undeva la jumătate, dacă va agita niște gene din astea de ultras, că nu mai știu cum să zic, să nu jignesc pe nimeni și lumea o să zică, dar nu ne trebuie banii voștri, băi, europenilor. Cum s-a întâmplat în Ungaria? Hai să facem o analiză. Da. Analiza pornește de la faptul câți români lucrează afară. 3-4 milioane de români. Spre 5, cei da, 3-4 spre 5, așa, da. 3-4 spre 5, da? Da. Acești 10 oameni care au plecat cu trăștuța în spate pentru o lume mai bună, pentru un viitor mai bun. Da. Să credeți că nu se duc acolo la foarte mult bine. Sunt tot paria societății și acolo și aici. O perioadă. Problema este că acei oameni se străduiesc din puținul pe care îl fac să trimită familiilor care sunt în țară bani din care să supraviețuiască, din care să-și plătească copiii la școli, așa, din care și... să-și ia hăinuțele. Așa. Bun. Aceștia pot schimba situația dacă vor presa asupra familiilor lor și vor determina să înțeleagă, să nu mai meargă orbește, să voteze după fripturi electorale. Fără să... Și să meargă după conștiință. Eu înțeleg ce spuneți. O puteau face și până acum. Probabil că au și făcut-o cei mai mulți dintre ei. Să ne amintim, cum să zic eu, să ne amintim momentul 2014, atunci când votul din diaspora a fost pur și simplu furat în primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale și mobilizarea extraordinară și în diaspora, dar mai ales în România, în turul 2. A fost un eveniment care l-a făcut pe domnul Iohannis președinte. Dincolo de toate astea, vă spun, și poate, nu știu, Răzvan, Bogdan și Marian, mai stați puțin pe fir să vă zic că eu, înainte să vin la emisiune, m-am dus la aeroport să mă întâlnesc cu un prieten care era în trecere prin București și m-am uitat atent de fiecare dată că sunt în aeroport, e o chestie care mă emoționează foarte mult. Mă uit atent la oamenii de acolo, care vin și care pleacă din România. Acum mă uitam la oameni care vin, care se întorc în România. Probabil 80% din tranzitul prin aeroportul Otopeni e făcut, îmi dau eu seama așa, cunoscând, zic eu, destul de bine oamenii, exact de acești români care lucrează în străinătate și care mai vin acasă. Mai vin acasă pentru că mai au unde. Dar, în același timp, tot empiric vă zic, o bună parte a celor care au plecat la muncă în străinătate deja și-au luat familiile cu ei.
unii și părinții, nu toți. O parte încă mai au părinții în România. Dar știți cum e, viața trece. Nu peste mulți ani nu vor mai avea cui să trimită bani în România. Și nu e vorba de bani aici, ci de faptul că vor pierde orice legătură cu această țară, inclusiv interesul de a mai vota pentru această țară. Se naturalizează acolo, devin cetățenii acelor țări, pentru că nu rămân paria ai societății, cum spuneți dumneavoastră. E mai greu la început, dar în general culturile occidentale sunt culturi primitoare, în care poți să te integrezi, dacă înveți limba, dacă știi să te comporți ca ei, dacă nu scui semințe pe stradă și mai ales dacă muncești. Cei mai mulți dintre cei care au plecat din România sunt oameni muncitori. O forță extraordinară pe care țara noastră a pierdut-o. Ok, ne bazăm pe ei în continuare, dar eu vă spun că nu ne vom mai putea baza foarte mult timp să influențeze familiile din țară, să înțeleagă acestea cât de important e faptul că suntem Europa. Suntem în Europa și ar trebui să fim ca atare. Vă mulțumesc, Răzvan, că m-ați așteptat. Bună ziua! Bună, Moise! Mă bucur că atingi problema dintr-o perspectivă mai înaltă și aș vrea să-ți propun să atingi și problema asta a fondurilor europene tot dintr-o perspectivă mai înaltă, respectiv, cine câștigă, cine pierde din retragerea sau din condiționarea accesului la fonduri, de pierdut este clar că vor pierde cei mulți cetățeni, marea masă, cei care dintre ei mulți n-au idee ce înseamnă fonduri, n-au idee că a deja beneficiază de apă curentă sau că nu vor mai beneficia de proiectul care este în derulare. Pierd cei care de bună credință vor să facă proiecte pe fondurile europene și acesta este un efect secundar al retragerii accesului sau al condiționării accesului la fondurile europene, cam ca și amenda este ca și efect. Însă trebuie să vedem un pic mai într-o schimbă un pic mai înaltă, respectiv, cum spune și Ungaria, când am aderat la UE, noi ne-am deschis piața către UE, ne-am deschis potențialul de cumpărare. Nu atunci, atenție. Reducerea taxelor vamale, dacă la asta vă referiți, a fost un proces care s-a făcut gradual, de la jumătatea anilor 90 și a început printr-o deschidere. În cazul României, de exemplu, s-au păstrat doar anumite taxe vamale, pentru că noi eram producători, vă dau un exemplu, de autoturisme. Încă am mai importat niște ani de zile, vreo 4-5, dacă nu mă înșel, cu taxe vamale, mașini din UE, ca să favorizăm Dacia și DU care erau atunci, să ne protejăm piața internă, în vreme ce ei au deschis. Deci, da, e adevărat ceea ce spuneți, deschiderea comercială, să spunem, deci liberul schimb de mărfuri, este, într-adevăr, este în general un avantaj pentru cel care produce mai eficient. La fel ca și cu clauza națiunii cele mai favorizate pe care o luase Ceaușescu de la americani. Îi favoriza în primul rând pe americani. Dar pe noi, o țară din Est sau Ungaria, uite, hai să nu vorbim neapărat de noi, ne ajută, de exemplu, atunci când facilitează importurile de tehnologii pe care nu le avem de asemenea. Sunteți conștient de acest lucru? Bineînțeles. Bun. Să știți că francezii ăia acolo la Mioveni au schimbat cam tot, adică au mai rămas, cam halele au mai rămas. Americanii sau nemți, ce-or fi ei, ăia de la Ford, i-au transferat practic fabrica de la Valencia, au făcut pod aerian pe Craiova, pe aeroportul din Craiova. În primă fază au transferat-o acolo pentru Fordul ăla care se producea, nu mai știu, prin Turcia, în fine. După care au retehnologizat. Deci țineți cont de faptul că... Da. Okay. Creează profit pentru investitori, Moise, și nu este... Creează valoare adăugată. Creează valoare adăugată ce permite inclusiv creșterea salariilor. Din valoare adăugată se plătesc și salariile, se face și profit, din care se dau mai departe profit impozitat de statul român, care după aia se face dividend care se plătește sau nu în România. Deci da, deschiderea granițelor, aveți dreptate, e un avantaj pentru țările astea mari, este corect ceea ce spuneți, dar prezintă foarte multe avantaje și pentru țările ca România. Pe de o parte deschiderea granițelor, pe de altă parte distrugerea propriei economii. Nu știu dacă ai făcut o analiză sau vei face vreodată o analiză, să aflăm și noi odată dacă este o teorie a conspirației, dacă a fost furs sau a fost într-adevăr o condiționare pentru accesul în UE să ne distrugem mijlocul de producție. Stați așa, economia României a fost distrusă, a fost pe burtă, efectiv, din 1997.
Din punctul meu de vedere, este o temă de cercetare pentru mine, vă mărturisesc, m-am apucat deja de ceva timp de ea și sper să... Aștept o concluzie clară pe ipoteza asta. Pot să vă rezum așa și să vă zic că din punctul meu de vedere, dar încă o dată, nu sunt istoric profesionist, am început să lucrez la chestiunea asta cu niște istorici profesioniști. Ultimii ani, nu numai ultimii ani ai lui Ceaușescu, ci până în 1997 România a fost într-un ciclu de criză de 20 de ani, o mare criză pe care noi nu am înțeles-o. Practic, până nu s-a pus pe burtă cam tot ce a însemnat ceea ce a produs criza respectivă, supraîncălzirea economică și niște 10 ani în care nu au mai existat transferuri tehnologice și care au făcut ca întreaga industrie românească, care oricum era o industrie intermediară, nu era o industrie de produs finit, într-o perioadă în care toată lumea a evoluat într-o viteză extraordinară. Faptul că cercetarea românească n-a reușit să țină pasul, să știți, cu restul lumii, a pus pe burtă industria respectivă. Cât a fost conspirația acolo, nu știu, că nici mie nu-mi placă ea de la femei, sincer să vă spun. Am înțeles. Revenind la fonduri, da. Este o, ca idee, este o idee salutară, dar gândind matematic, la rece, cu gândirea aceea în care omul nu este o ființă cu probleme, spate este o poziție pe un tabel. Deci este o idee salutară, însă faptul că a fost în primul rând salutată și aplaudată de către statele vestice, cei care alimentează consistent bugetul UE, este în primul rând pentru că acolo totul se învârte în jurul banului, nu a principiilor, în primul rând. Ori există alte modalități de constrângere a unui stat. Ce înțelegeți respecte... prin totul se învârte în jurul banului, nu a principiilor? A căror principii? La ce anume vă referiți? A valorilor europene, la asta mă refer. Păi nu. Adică se condiționează... Nu, din contră, banii la... acolo sunt dați după niște reguli foarte stricte. Ce sunt principiile, dacă nu niște reguli foarte stricte? Da, mă refer la societăți respective, la state respective, acolo banul are, acolo, mă rog, în aceste state europene, banul are o valoare mai mare decât principiile. O să mă convingi de contrariu când Olanda nu o să mai condiționeze accesul României în Schengen de portul, de accesul total în portul Constanța. De exemplu, zic deci, și eu, asta e chiar o teorie a conspirației. Din punctul meu de vedere, domnule, cum să-ți imaginezi că Constanța ar putea șunta Amsterdam? E aberant, există Pireu la greci. Uitați-vă ce trece prin Pireu, în primul rând, adică mă înțelegeți ce vă spun. Rutele de tranzit nu sunt prin Constanța, sunt prin Pireu-Amsterdam, dacă vreți așa, pentru mărfuri. Asta e o găselniță extraordinară. E dreptul dumneavoastră să credeți asta, vreau să vă combat opinia spunându-vă în felul următor. Mișcarea de gleznă pe care a făcut-o Olanda cu România, interzicându-i practic accesul în Schengen, a fost o chestie, din punctul meu de vedere, atât de evidentă, teleghidată de Germania și de Franța. Adică, pentru că nu-i stă bine unei țări ca Germania, care conduce, de fapt, o Uniune Europeană, să zică, nu vă primim, băi, românilor, ia vedeți voi că aveți corupție la frontiere, au făcut, așa, un mezamplas cu olandezii. Să se ridice olandezii, să zică, băi, românilor, ia mai stați voi, ia mai prezentați voi buletinul când intrați în Ungaria. Cred că despre asta a fost vorba, dar e doar părerea mea, asta a fost o impresie, nu am informații în acest sens. Hai să revenim la tema de astăzi. Ar trebui sau nu să fie România de acord cu acest principiu al legării finanțărilor europene de respectarea statului de drept. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua, domnul Guran, felicitări pentru emisiune. Vă ascultăm. Aș dori să există o precizare privind partea sau ponderea din fondurile europene care se duc către cheltuielile statului, pentru că, într-adevăr, sunt de acord cu ceea ce a propus Comisia Europeană. Ce pondere din fondurile europene se duc către cheltuielile statului? Păi asta aș dori să aflu, pentru că dacă este vorba de fondurile europene pe care sunt accesate de la instituțiile publice la deținătorii de mici afaceri, da. Aș dori ca aceștia, care până la urmă depinde de supraviețuirea activității economice, accesul aceste fonduri europene, aș dori ca acest acces să nu fie întrerupt din cauza corupție sau... Păi și eu aș dori acest lucru, dar vedeți că dumneavoastră puneți problema într-un mod foarte individual. Eu vă spun că dăm faliment ca națiune dacă ne taie aia fondurile europene și dumneavoastră ziceți nu mă interesează atâta vreme cât nu mi le taie mie. Așa știți zis. Care este toată treaba? În momentul în care afacerile sau cei care accesează fondurile europene își desfășoară, au continuitate în afacerea lor, contribuțiile provenite din impozite, salariații ale căror contribuții sunt achitate, alimentează în continuare
statul român. Da, domnule. În sensul ăsta mă refer. Nu da, pentru că statul român face și el niște servicii publice care se regăsesc și ele în ceea ce beneficiați noastră ca investitor. În ce domeniu sunteți, Bogdan? Agricultură. În agricultură. Și luați subvenție pe hectar. Corect. N-ați vrea dumneavoastră să luați subvenție pe produs? În loc să luați pe hectar? Că aia pe produs e mult mai mare. Aș dori să vă întregez lanțul, dar problema este cu desfacerea, pentru că am încercat în niște în câteva rânduri. Așa. Să mă duc să fac produsul finit, adică de la grâu, să zicem, până așa la pâine, da. Dar problema este că sunt foarte mulți competitori și în momentul în care Carrefour-ul sau Selgro sau magazinele mari, da, au importuri au produsul similar, da, adică substituentul la un preț mai bun, vor alege substituentul. Păi ia vedeți că aveți noastră fonduri pe lanțul scurt de la Uniunea Europeană. Încă mai sunt. Și vă spun cu toată seriozitatea, s-ar putea ca din 20-21, hai doamne, zicem toți ca doamna, da, Dăncilă, doar așa ca să ne veselim, deci s-ar putea ca din 20-21, da, dumneavoastră să nu mai aveți deloc subvenție pe hectar. Subvențiile pe hectar... Sunt conștient de acest lucru. Sunt foarte conștient și suntem pregătiți în acest sens. Okay. Problema este că din cauza, încă o dată, pe lângă faptul că suntem cetățeni români, dacă tot am intrat în Uniunea Europeană, suntem cetățeni europeni, putem spune asta? Păi, de noi depinde. Adică, bun, știți, nu... noi ne plângem tot timpul că el se uită la noi ca la cetățeni de mâna a doua. Doamne, suntem cetățeni de mâna a doua. Pentru că noi n-am intrat niciodată complet în Uniunea Europeană. Mecanismul de cooperare și verificare ăla a fost introdus pentru, da, că europenii, când am intrat, ne-au zis, vedeți că voi cu justiția nu sunteți ok, în sensul că, ok, e bine ce ați făcut, ați dat niște legi, ați scos DNA-ul, l-ați făcut independent, dar oricând asta se poate întoarce. Mă înțelegeți? De-aia noi suntem cetățeni de mâna a doua, pentru că noi suntem în Uniunea Europeană, dar în același timp suntem verificați. Statul de drept n-a fost încă validat în România. Asta e problema noastră, da, majoră. Da. Și noi am confirmat toate aceste teme, da, ce se întâmplă în aceste zile, de un an, de doi, de trei. Le-a validat teoria că în România orice se poate întoarce peste noapte. Uite, asta s-a întâmplat. Domnule, le-am arătat că suntem oameni de, sunt oameni cinstiți, de bună credință, care nu ar trebui să sufere de pe urma imaginii statului. Deci, pentru că până la urmă de asta am pus problema vis-a-vis de cetățean european. Da, domnule, ca Bogdan, cetățean european. Da. Bogdan, dumneavoastră sunteți acel tip de cetățean. Tot fac un recurs la un sondaj pe care l-am citit prin 2014, dacă mi-amintesc eu bine, care arăta, era un sondaj foarte simplu, în care românii erau întrebați ce așteaptă și de la cine. Și a rezultat că 20% dintre cetățeni nu așteaptă nimic de la nimeni, pur și simplu se bazează, da, doar pe ei. Dar astăzi sunteți această specie destul de rară de român, unul din cinci, care se bazează doar pe el. Dar vedeți că asta riscă să vă izoleze, să vă facă puțin alienat, încerc să nu zic autist, că e cu sancțiuni, mă înțelegeți? Puțin, da, alienat, da, da, de restul națiunii noastre. Nu lasă, vreți să ziceți că nu sunteți român, că nu vă interesează ce se întâmplă în țara asta? Nu, ba, mă interesează, atunci... dar în momentul în care nu ne stă în putere, pentru că unul din cinci nu reprezintă o majoritate de vot vis-a-vis de clasa politică, că eu nu sunt de acord cu nicio parte, cu niciun partid din momentul... Da, sunteți genul care absent... electorală. Da, și asta vă dă dreptul să absentați, nu-i așa? Nu să absentez, dar problema, ce se întâmplă? Din cauza acelor semnături necesare pentru a putea deveni un candidat, de exemplu, la alegerile prezidențiale, da? Așa. Trebuie 100 sau 200 de mii de semnături. Da. Am avut o dezbatere cu un coleg care a făcut științe politice și domnul Dânsu a zis că dacă ar candida orice om, după cum i s-ar năzări, ar fi haos. Dar reversul medaliei este că uitați că dacă nu candidează un om susținut, ci un om al partidului, dat de partid, cu susținere și cu acele semnături, acei oameni nu reprezintă calitatea de care avem nevoie, Bogdan, pentru a ne... Da. Nu vă pot contrazice. Nu vă pot contrazice în tot ceea ce spuneți dumneavoastră. Da, noi în România avem niște experiențe destul de triste, experiențe politice, multe dintre ele, și pentru că nu ne-am implicat... Cu toții, noi ca societate. Am tot zis, băi, hai să mergem la vot, hai să facem, hai să nu ne lăsăm. Partidele au o imagine foarte proastă în România, însă e o capcană asta în sine, să generalizăm și să spunem tot ce e de la partid, de la un partid în România, este în mod necesar mafiot și dăunător pentru națiunea noastră. Nu există democrație fără partide.
Nu plecați, nu intrați în această capcană, care este una destul de gravă. Astea sunt dezbateri din perioada interbelică, să știți. Dacă democrația poate subzista fără partide, dacă e bine să fie sau nu democrație, că mai bine, domnule, cu un tătuc de ăsta care să ne facă și să ne dreagă. Vă spun că este foarte periculoasă astfel de mentalitate, mai ales că ea revine cumva. Mai am timp să spun bancul ăla? Nu mai am timp să spun bancul. Căutați-l pe internet. Dați căutare așa. Intersecție, polițist, 5 dimineața. Atât vă spun, mai vorbim și mâine. BCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculți în continuare sfatul de educație financiară din Școala de Bani.